Salutare tuturor, ne revedem la un nou video tutorial în care am să vă învăț cum să faceți să aprindeți calculatorul mai repede cu vreo 20-30 de secunde sau chiar un minut. N-am mai postat timp de o săptămână n-am mai postat deloc, nici sâmbătă, nici duminica, pentru că am avut niște timp ocupat de alte chestii. Dar săptămâna aceasta postez și o să postez și săptămâna care vine și tot așa o să mă apuc tare de treabă, o să intru în față tare. La fel și Alex a zis și el că o să posteze și a upgradat calculatorul cu încă 4 GB de RAM și o să fac în continuare gameplay-uri de calitate. Ok, deci acum să începem tutorialul, video tutorialul. Deci am spus că o să vă învăț cum să faceți ca computerul dumneavoastră să se prindă mai repede. Primul lucru care trebuie făcut este să dăm click dreapta pe Start și apoi să mergem pe Task Manager. Aici mergem pe Startup, pe tabul Startup și tot ce trebuie să facem este să dăm pe Disable sau cum se citește la toate programele care spunem noi că nu sunt esențiale și care nu trebuie să pornească cu Windows-ul. Observați, Skype-ul eu l-am dat pe Disable, deci asta înseamnă că el nu va mai porni odată cu Windows-ul și nici Yahoo Messenger, deci asta înseamnă puțin disconfort din partea mea, că va trebui eu să intru aici și să dau pe search sau, dacă nu, eu mi-am pus frumușel aici și Yahoo și Skype și antivirusul pentru a le porni foarte ușor. Deci, pentru a nu-mi lua mult spațiu, multă memorie, am făcut să fie mai ușor, așa că statusul la mine este disabled la toate programele, pentru că deja Java update nu am nevoie. Avastul ați văzut, l-am aici. Skype ăsta la fel. Origin foarte repede intru în el, numai că nu prea am nevoie de el. Și Steam la fel l-am aici, deci nu o să am probleme foarte mari și această opțiune se lucrează chiar cu 10 până la 20 de secunde. Următoarea chestie care trebuie făcută este să intrăm la Services și aici apăsăm pe Open Services de jos. Ok, și observați, aici avem Startup Type. Aici la Avast observați că am automatic. Pentru a bifa altceva, intrăm pe, de fapt dăm un click dreapta și apoi proprietăți. Și aici la Startup Type selectăm manual, disable sau automatic ca să dea un start puțin mai târziu decât atunci când a fost aprins calculatorul. Deci nu o să pornească odată cu calculatorul, ci puțin mai târziu, cu un minut sau două. Deci, pentru programele care credeți voi că sunt esențiale, nu folosiți automatic, ci această opțiune și după aceea dați Apply. Observați, mie nu merge, nu o să vă meargă nici vă la unele programe, foarte bine că mi-a apărut această eroare. Deci, recomand ca să nu dezactivați alte programe care nu știți dacă le-ați instalat sau dacă nu le-ați instalat sau nu știu, alte programe care sunt din Windows, de la Microsoft, vedeți voi, pentru că poate din greșeală dezactivați internetul și multe alte chestii. Deci și cu Services și cu Startup am murit-o, acum trebuie să intrăm în cum se config. Apăsăm pe butonul Start și R și să ne dea această căsuță. Și aici scrie Must Config. Ok, și apăsăm pe OK. Aici lăsăm la general Startup normal.
mergem pe boot și aici selectăm advanced option. La procesor aici selectăm câte cel mai mult. Câte procesoare aveți voi, câte nuclee de procesor aveți. Eu am două, deci selectez două. Aici la maxim memory dați obifare aici și o să vă apară automat memoria maximă și lăsați așa cum o să fie. Deci aici la timeout puteți lăsa de 3 secunde și nu bați pe nicăieri, chiar decât observați și services avem, este la fel ca cel de la Thanks Manager, numai că este puțin este diferit puțin, așa că dăm pe Hide al Microsoft Services și să ne rămânem doar aceste aplicații pe care noi le-am instalat fără să fie de la Microsoft. Și aici putem debifa și tot debifa, chiar putem da pe, avem opțiunea Disable All și gata, dăm pe OK. Eu nu o să dau chiar așa, o să deselectez înapoi și apoi dau pe OK. O să vă apară să dați un restart, poate nu, nu o să vă apară să dați restart, pentru că restart este dat decât dacă umblați la general. Uitați aici, selectați în loc de normal, selectați asta. Da. Deci cam atât a fost și pentru astăzi. Dacă veți urma întocmai tutorialul meu, o să faceți ca pisul dumneavoastră să ruleze cu un minut sau cu 30 de secunde mai repede, timp ce este foarte bun, mai ales dacă joci Counter-Strike Global Offensive și ți se închide calculatorul din SEI, cum am pățit și eu. De aici a venit și problema mea, nu mi s-a prins în 2 minute ca să pot intra, maxim 3 minute dacă nu intri ban, și am luat ban. Mi s-a prins calculatorul în 4 minute, parcă nu mai știu cât, și da, a fost foarte nașpa. Dar acum am făcut, mi se aprinde calculatorul într-un minut și jumate, cu ajutorul acestei opțiuni pe care vi le-am arătat și astăzi. Ok, cam atât a fost și pentru astăzi. Nu uitați să mângâiați și voi butonul de like și să flocoșiți puțin butonul subscribe. La revedere!